Îndoiți demolare, dar n-am permis demolare. Și ce vorbim de demolare? Nu, de pildă, puteți fi, mă rog, dacă, cum să înțeles, domnul Ștefârță, că acolo e... Vorbim de la simplu, vorbim. Eu am o casă și am permis cuiva să mai fac un etaj acolo, deasupra, că nu pot fac etajul acolo și așa mai departe. Dar n-am permis să ne demolez nici casă, înțelegi toate chestiunea asta, e proprietatea mea, înțelegi. Domnul Anchiar prezentul contract de colaborare. Contract de colaborare, iată acesta. Da. Obiectul contractului. Obiectul prezentului contract este supraetajarea cu un singur nivel la reconstrucția imobilului situat strada Orcheie din Naștere. Asta e clar că nici în caz asta nu e. Că demolarea și construcția din nou. Sfinalizează construcția, găsesc... Admitem, da. Admitem. Sfinalizează construcția. Da. Cum ați fac altele? Da. Cine face recepție din finală și cum ați fi, fiindcă recepție finală nu poate fi până s-o făcut delimitarea, așa e? Delimitarea o face primăria, nu o face nimeni. Da, dar cine îți plătească? Dar nu plătești nimeni. Nu, dar ce îți plătești? Nu, plătești. Delimitarea? Da. Dar cum crezi? Vă zurele, de primăria, de frate, nu ce te-o. Noi contractul interit fac protejarea etajul 2 al lor. Etajul 1 e consiliul regional. Subsolul, în contract, îi scriu că el poate, îi înregistrează automat, devine proprietarul supra etajării, dar subsolul consiliul regional. Actul la Curtea de Conturi, suntem atenționați. Noi e posibil să pierdem întreg imobilul. Întreg imobilul. El pe urmă asta deja cu fontană, dă în judecat, sper că investiții, chestiuni așa mai departe, noi n-am făcut nimic pe despre asta, am fost de acord cu toate cele și el să devin proprietar la întregul imobil. Noi avem un set de construcții în Consiliu și bunurile noastre se construiesc, se reconstruiesc și noi e sub pericol să noi rămânem și fără construcție. Da? Care e sensul să noi avem o direcție de construcție, dacă se întâmplă mai mult nici pe asta.